vede. Acum vede, da. Și vede și înregistrează. Deci minus 255. Da? Minus 255. Am înmulțit pe 15 cu 17. Urmează următoarea înmulțire de făcut. Unii, amândoi sunt cu minus. La înmulțire, dacă amândoi sunt cu minus, ce obține? Ce semn va fi? Plus. Plus. Deci plus. Și de o parte o să facem 17 înmulțit cu... Cu cine? Cu 4. 17 înmulțit cu 4. Și facem 4 ori 5, 20. 4 ori 2, 8. 4 ori 4 și cu... 47. 47 trebuie aici, nu? 28. Da. 8, 2, 4 la 4 cu 2, 6. 68. Deci plus 68, da? Plus 68. Am înmulțit pe 17, minus 17 cu minus 4. Urmează acum minus 17 înmulțit cu 5. Cât face minus 17 înmulțit cu... Semnul mă interesează întâi. Unul e așa și unul așa. Unul e așa și unul așa. Minus face? Minus 17 ori 5. 85 către. 7 ori 5, 35. 5 ori 5. Minus 85. Da. Da? Minus 85. Și în sfârșit suntem aici. Acum 15 ori 25. Trebuie să facem mulțirea, că nu cred că ne vine dorată. 15 ori 25. 15 ori 25. 5 ori 5, 25, 5 ori 5 cu 2, 7, 2 ori 5, 10, 2 ori 2 cu 3. Deci vine 5, 7, 3. 375. Semnul e ca o mulțire obișnuită. Amândoi sunt cu plus, deci plus 375. Plus 375. Măi, și mai șmecherie ce? Mă, nu poți. Că e asta? Da. Nu, 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 nu. Ei, figură ce? Băi, am să... Știi ce am să-ți fac? Deci când... Când tu mai faci și mai cheri de asta, te scoți la tablă. Da, 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 da. Hai, hai, lasă-te. Așa. Da. Voi deci eu fac în continuu. Da, da. Uite ce am făcut acum. Minus 17 ori 5. Ștefania, am mulțit pe 17 cu 15 și mi-a dat... 225 semnul minus. Unul e așa și unul e așa. Da. Deci este minus 225, să spui și tu. Da. Minus 225. Apoi, minus 17 ori minus 4. Amândoi sunt cu minus. Când amândoi sunt cu minus, la mulțire, plus. Perfect. Și am obținut 4, 7, 28, 68. Deci plus 68. În sfârșit, suntem la minus 17 ori 5. Unul e așa și unul e așa, la mulțire face minus. Perfect. Minus 85. Da. Și acum, 25 ori 15. Cum am mulțit două numere? Un două pozitive face plus. 375. Deci ne dă 375. Acum suntem aici. 25 ori minus 4. Mai întâi ce semn? Trebuie să stabilim semnul. Unul e așa și unul e așa? Minus. 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 De 4 ori 25, cât face? 5... De două ori, că de 25, 50 și încă o dată 50, că 2 ori, da? 100, da? Deci minus 100. 25 cu 25, 50 și 50 cu 50. 50, 100, corect. Și acum, plus 25 ori 5, dacă era de 4 ori, când era de 4 ori, a făcut 100. Dacă e de 5 ori, 100 și cu 25. Deci 125. Deci va fi egal, plus 125. Unde suntem? La 25 ori 5, nu? Da. Și mai departe. Minus 3 ori 15. Unul e așa și unul e așa? Unul e așa și unul e așa la mulțire? Minus. 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 De 3 ori 15, un 15 și cu un 15 fac 30. Și cu un 15, 45. Da. Deci minus 45. Acum, minus ori minus, la înmulțire. Minus ori minus. Plus. Plus, 3 ori 4, 12. Și minus 3 ori 5, unul e așa și unul e așa? Minus. Minus 15. Și egal cu. E, acum avem de adunat numerele astea. Avem și cu pozitive și negative.
Cred că ne organizăm să fie pozitivele de o parte și pe negativele. De 68. 68 în 3, care e cu plus. Plus 375. 375. Plus 125. Plus 125. Și minus 225. Minus 85. Minus 100. Și minus 45 aici, și minus 15. Minus 45 și minus 15. Hai să vedem cât face. Cum procedăm? Pe ăștia cu plus îi adunăm, îi adunăm și cu ei cu minus și pe unul din rezultat scădem și cealaltă, nu? Hai să vedem, adunăm 5 cu 5. 10. 10 și cu 8, 18. Da. 8 și 1 la rețin. 1 la rețin, nu. 1 același cu 2 de aici face cât? 3. 3 cu 7, 10. 10. 16. 16. 6 și 1 reținem. 1 reținut și cu la sute. 2 cu 2 și cu 3. 5. Și atât rămâne. Da. 568. Of. Minus. Hai să adunăm cei cu minus. 5 de aici și cu 5 de aici 10. Și cu 5 de aici, 15. Și cu 5 de aici, 20. De 0 și 2 reținem. 2. 2 și cu 8 de aici, de la 10, fac 10. Și cu 2, 12. Și cu 4, 12 și cu 4, 16. 16 și cu 1, 17. 17, 17. 1 reținem. 1 acela reținut și cu 2 fac 3. 3 și cu 1 deci 4. Atât face. 4. 4. Și ne-a dat 568 scăzut 470. Acum din 568 scăzut 470 înseamnă 0 din 8, 8, 7 din 16, 9 și nimic. Da. 98. Dar trebuia să-mi dea și 80. E prostie. Da, exact. Cum să ne așa? Bine. Am greșit undeva. Da, hai să... Nu trebuie așa. Ca să vedem unde am greșit, le luăm încă o dată. Că așa se întâmplă la matematică. Și la matematică nu poți să... Decât... Trebuie să facem 98 minus 8, 18 și ne dă 80. Ia să vedem aici. Oare am greșit aici 25 minus 20. 5 este. Da. Și 15 și cu 5 fac 20. 20 minus 4, 16. 5 ori 16 fac 80. Nu, aici e metoda, asta e bună. Da, exact. Înseamnă că am greșit la metoda de desfășurare. Da, să renunțăm la metoda de desfășurare. Nu renunțăm. Trebuie să descoperi greșeala la metoda desfășurată. Yeah. Și zice, minus 17 ori 15, corect, minus 17 ori minus 4, așa este, minus 17 ori 5, avem scris. 25 ori 15, este scris. 25 ori minus 4, da. 25 ori 5, da. Și cu 25 am terminat-o. Vine minus 3 acum. Și minus 3 începe. Minus 3 ori 15. Minus 3 ori minus 4. Și minus 3 ori 5. Bun. Dar unde e greșeala? Hai să vedem. 17 ori 15, am zis că face minus 225. O fi așa, o fi greșit aici. Ce ziceți? Am greșit la 17 ori 15? Da, când, nu știu. 17 ori 15. Facem o dată. 17 ori 15. 5 ori 7, 35. 5 ori 3. 5 ori 7, 8. 1 ori 7, 7. 1 ori 1, 1. 5, 7 și 8, 15. 225. 255. Da. Am zis bine. 255 și cu ce semn am spus? Minus, că unul e așa și unul e așa. Da. 17 ori 4, amândoi sunt cu minus, face cu plus. 4 ori 7, 28.
4 ori la față, 68. E bun și aici. Da. 85 e bun, că am verificat. E bun și așa. 25 ori 15. Nu știu. Nu știu dacă e 3, 25, nu avem aici, ori 15. 5 ori 5, 25, 5 ori 5, 27, 2 ori 5, 10, 2 ori 12, 1, 3. 5, 7, 3, 3, 7, 5. Bun, bine. Mai să fie. Minus 100, de 4 ori, câte 25, minusul, 100 face. De 25, de 5 ori câte 25, face 125. Da. În partea aia, de la capăt, 125. 125, bun. Și minus... De 3 ori câte 15, 45, bun și aici. Plus 12, bun, că minus cu minus fac plus. Minus 15, bun și până aici. Acolo am găsit. Acum, probabil la calculul ăsta. Am zis 68, îl vedem cu plus. 375, m-am scris bine. 125 și pe ăsta l-am scris bine. Aaa, n-am mai pus plus 12. Exact, vedeți? M-am spus 125 plus 12. Am uitat pe ăsta. Deci plus 12. Adică cât va face? 168 și cu 12 face corect. Cât vine aici? 500. 70, 80, 580, da? Încă o dată. Da, 580. Mai vedem o dată. 68, 375 l-am pus, 125 l-am pus și 12 l-am pus, da? Acum bine. Ăstea negativ se văd, să nu cumva să greșesc chiar așa. Minusul 225, e pus. Minus 85, de acord. Minus 100, e pus. Minus 45 și minus 15. Cred că am greșit la 225, minus 85, minus 100, minus 45, minus 15. Cred că aici am greșit. Hai să vedem o dată. Am zis 5 cu 5, 10. 5 cu 5, 10. 20 a făcut la unități. 0 și 2 l-am păstrat. 2 acela și cu 8 de aici fac 10. Cu 2 din fac? 12. Cu 4, 16. Și cu 1, 17. Da. 7 îl scriem. Și o păstrăm. Dar tot nu-i bine. Nu e greșită problema. Nu e greșită problema, trebuie să același lucru, trebuie să ne dea pe două căi. Păi nu ne dă, ne dă la fel. Nu-i bun, nu-i bun, nu-i greșit. Deci nu ne dă bine. Nu ne dă bine. Deci trebuie să facă, să facă 9, 10 aici în face, nu? Când scădem din 5-10... 8 minus 7 nu ne dă 9. Sigur. Ne dă 1. 1, deci face 110 aici. 110... Și mai rău. Și mai rău. Păi noi ce facem mai în condițiile astea? Poate nu ne-a dat bine acolo. Poate nu ne-a dat bine. Mai facem o dată aici. Băi, nu ne lăsăm până nu descoperim greșeala. Hai să rămân. Deci trebuie să fim răi. Dumneavoastră ați făcut problema? Poate nu-i pună problema. Nu, dar aici sunt două, prin două metode. Trebuie să dea același lucru. Nu. Deci luăm la întâmplare numeri. N-am, nu, nu e important asta. Deci 25 minus 20, 5. E bine aici? E bine. Dar știu unde e anul? 15, 20 minus 4, 16. 5 ori 16 face 80. 5 ori 16? Da, 5 ori 6, 30. 5 ori 5 cu, 5 cu 3, 8. E 80, e bine. Da, e 80. Hai să ne ajutăm să ieșim din încărcături, că suntem în direct, ne-a făcut toată bafta acum. Nu vă mai uitați, da, 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 da. Plecat de la cum scădem pe 98 dintr-un număr, dar... Unde e? Unde e? Nu vă mai uitați, rezultatul, 98. Unde e? 98 ăsta? Da. Nu, da, e prost rezultatul. Da. E prost. Hai să mai vedem încă o dată. Păi nu e singura metodă? Așa? Păi, nu, noi am vrut să arătăm că și prin metoda noastră tot acolo ajungem. Dar nu e cum.
Ba, trebuie să ajungem noi, nu se poate. Nu-mi place metoda noastră. Măi, dar ne facem de baftă. Trebuie să fie același lucru. Bine, lasă-mi baftă. Uite, hai. Hai să vedem o dată. Deci, minus 17 ori 15. Bine? Da. Minus 17 ori minus 4. A, știu, cred că... la minus... A, nu, credeam că 25 ne-a dat acolo. Minus 17 ori 5. Bun până aici. Ai vine 25 la rând și să începe bătălia cu 15, cu minus 4 și cu 5. Bun și aici. Apoi minus 3 ori 15, minus 3 ori minus 4 și minus 3 ori 5. Aici se vede greșit. 17 ori 15. 17 ori 15. Deci 5 ori 7, 35 ori 5 ori 15, 8, 1 ori 7, 7, 1 ori 1, 1. 5, 5, 225. Bun și aici. Deci minus 225. 17 ori 4, 68 face, da? 4 ori 7, 28, 4 ori 4, 2, 6. Aici este cumva plus 15 plus 5? Că ne dă 20. Da, da, da. Păi n-am scăzut. 20 se scăzut 4. A, așa, da. 16, e bine, nu? Uh-huh. Tu te-ai uitat în urmă dacă nu vei greșeala în urmă. Da. Eu cred că acolo nu e greșeală, cred că aici e greșeala. Păi am verificat odată și... Și încă o dată verificăm. Verificăm de mai multe ori până când găsim greșeala. Da? Bun. Deci minus 25 plus 68. Minus 85 din 17 ori 5 fac 85 cu minus. Corect. 25 ori 15 fac 375. Nu a ieșit nou aici. 5 ori 5, 25, 72, 50, 2, 2 și 1, 3. 5, 7, 375. Bun. Minus 4, unde suntem? Minus 4, copii, minus 4 ori 25. De 4 ori de 25 face 100. E bine. 25 ori 5, 125. Minus 3 ori 15, minus 45. Minus 3 ori minus 4, plus 12 și minus 15. P e pozitiv, am avut întâi. 68, 375, 125, de 68, 375, 125 și plus 12. Bun, bine. Minus 225, minus 85, minus 100, minus 45, am aici, și minus 15. Și am spus că am aici 580. Deci să văd dacă e bine 580. Deci 5 și cu 5, 10 și cu 2, 12 și cu 8, 20. 2 și cu 2, 4 și cu 7, 11 și cu 6, da? Deci 11 și 6, 17. Păi, vedeți cum am spus? Iată, încă o dată. Haideți să mă urmăriți, să vedem dacă greșim. Să nu mai greșim. Deci 2 și cu 5 cât face? Așa ne 200. 2 și cu 8. 2 și cu 8 de aici fac 10. 5 cu 5, 10. 20. Acolo nu-i 12. Unde? Acolo. Aici e 12, da. Da. 12, da? 20, 2 și cu 1, 3 și cu 2, 5 și cu 7, 12, dar de ce și cu 6, 18? Tot greșit. Ia să vedem, corect. Hai să punem una sub alta, da? Copii, ca să vedem, să nu mai greșim. 375. 125 și 12. 2 și 8, 10.
Da? 5 cu 5, 10. Deci am făcut cât total? 20. 20. 2 și cu 1, 3 cu 7, 10. Și cu 6, 16. Și cu 2, 18. Da, 18. Și acum 2 și cu 3, 5. 580. Deci 580 așa rămâne. Ca să dea 80 aici, mi-ar trebui din 580 trebuie să scad 500. Mai dă 110 acolo. Bune? Acolo, 580 minus 170 dă 110. Dar poate aici este greșeala. Hai să vedem la asta. Minus 225. Hai să le scriem tot așa. 225. 85. 100. Și 45 cu 15 fac cât ai? 60 de dată. Și 60. Ți-ai spus 10. Așa. 10. Și 8 și cu 2, 2. 10. 1 îl ducem la 6, 7, 17. 17. Și 1 la 2, 3 și 1, 4, 17. Nu se poate. Nu se poate. Sunăm un prieten. Ce ne facem? Da, chiar. Hai să spunem la camere dacă cineva vine cu o idee să ne sune. Dacă cineva este în direct și vede greșeala. Să-ți spun un coleg de-a mă, că e de clasa 6-a. Da? Nu, dacă nu e în direct. Ba da, că eu sunt mereu pe calculator. Să uite, acum la vremea asta pe calculator? Uneori. Uneori, da, da. Că sunt, că e acasă. Hai să facem așa. Nu. Hai să facem în felul următor. Da. Cine descoperă greșeala? Eu. Adică din noi trei? Din noi, acasă. A, da. Da? Și facem data viitoare. Vă dau 1010 lei și... Deci este... A zis că vă dă 1010 lei. Ca să facem... Nu știu de ce. Da. Bine. Fără mită. Nu se practică asta la noi, da? Cert este că există o greșeală pe care vrem să o descoperim. Pentru că calculul făcut de acolo ne spune că e 80 și pare mult mai ușor de văzut când, într-adevăr, vine 5, 25 minus 20 face 5 și aici vine 20 minus 4, 16. Și 5 ori 16 face, știu, sigur... Poate aia e greșită. Care e greșită? Asta de aici? Da, poate n-ar trebui să facem așa. Păi atunci cum? Nu. Deci am făcut calculul pur și simplu aici, am făcut calculul în partea asta, a dat 80. Ei, când am desfășurat, aici e greșeala. Deci, aici vreau să vă spun că este greșeala. Da. O descoperim data viitoare, da? Da. Bun. Hai să vă trecem la altă problemă, că nu vedem acum asta. Așa, asta se întâmplă la matematică, am văzut, am insistat foarte mult și nu am văzut greșeala. Am văzut o problemă. Da. 58. Da. Acum, copii, haideți să vă dau altceva. Cu tremur. Deci, atenție, eu trebuie să dea același răspuns. Asta e la matematică. Nu avem voie să avem răspunsuri diferite. Numai dacă facem o greșeală. Și noi am făcut o greșeală. La calcul, la mulțire, acolo. Ceva am greșit. Nu știu, n-am văzut greșeala, dar găsiți voi data viitoare. Ce vreau să vă spun acum? O altă, gata, vreau să fiți atenți, să mă urmăriți. Avem un dreptunghi. Ce înseamnă un dreptunghi? Un dreptunghi, adică așa. Așa, telefonul vostru. Telefonul de acolo este un dreptunghi. I-am făcut dreptunghi. Așa, un dreptunghi. Dreptunghi. Bine, uitați-vă. Deci să dă dreptunghi următor. A, B, C, D. Pe latura BC construim un triunghi echilateral. Adică cu mărimea lui BC facem un triunghi echilateral. Ce înseamnă un triunghi echilateral? Echilateral.
Toate laturile egale. Deci, latura asta e cât asta, cât asta. Da. Da? Da. B, C, E. Nu se notează de sus, că așa ne spune doamna în clasă. A, wow, de sus. Da, depinde acum cum se orientează fiecare, dar nu e nicio greșeală în asta. Da? Tu spui de aici să notezi, da? Da, așa ne. Și în dreapta, eventual, se stabilește, da? Nu, în stânga. În stânga. Bine. Hai. Lăsăm așa. A, B, C, D. Și B, C, E, triunghiul echilateral. B, E, C. B, E, C. Sau B, C, E, triunghiul echilateral. Pe latura A, B, un alt triunghi echilateral. Acum ne imaginăm că sunt echilateral. Da, ne imaginăm, da, trebuie măsurat. Și cel mai bine s-a desenat cu compasul. Cu compasul așa. Am luat deschizătura de aici și trasăm în ce? Trasăm cu aceeași deschizătură. Da. Se întâlnesc aici, atunci triunghiul îl găsim, da? A, B, E. A, B, F. Triunghiul ăsta. Ei, știu că de ce are lungimea egală cu A, B. 17 dan. Decametri. Da. Iar AD este egal cu 150 decimetri. 150 decimetri. Să se afle suma tuturor laturilor de aici. Adică... Da, sigur. Doar că am o întrebare. Nu putem transforma decimetri în decametri? Adică 150 decimetri în decametri. Atunci să lucrăm într-o unitate de măsură intermediară. În metri. Cred că știu. Deci să lucrăm totul în metri. Cum putem în metri? Că e la lungime și să țină. Lungimea era cea lungă, nu? Da, asta e. Păi, e simplu să aflăm lungimea acum. Trebuie să facem 17, așa, ori... Deci câți... Ori 4. Cât de așa este decimetri? Cât de lungimea asta avem? 1, 2, 3, 4. A zis bine. Da? N-ar fi mai corect ca întâi să adunăm toate laturile... dreptunghiului. Da, nu, lungimea, toate lungimile care sunt egale, să le adunăm și apoi să le transformăm în metri. Ori așa, ori facem la bun început. Și după facem 150 ori 4. Și aici este 150 ori 1, 2, 3, 4. Da. Sunt și așa este 4, da? Și am rezolvat. Deci, Stefania, hai să transformăm noi. Noi transformăm la început în metri. Și zicem, AD egal cu 150 decimetri, care e egal cu câți metri? 150 decimetri, câți metri ar fi? 15. Foarte bine. 15 metri, da? Iar DC, care e egal cu 17 dam, decametri, câți metri ar însemna? 170 metri, da? Da. Și acum, pentru a vedea toate lungimile, câte sunt de toate, de tipul de ce? De ce-ul este cât A, B, cât A, F, cât F, B, da? Da. Și atunci zicem ce? 170 ori cât? Ori 15. Da, 170 ori 15. Egal. Nu ori 15. Stefania, ori câte sunt de ăștia? Ori 4. Ori 4, așa. 170 ori 4. Ah. Dacă... Da. Cele 4 dimensiuni. Corect. Dar dacă fac cum am făcut eu, nu mai de același rezultat? Trebuie să de același rezultat. Bine. La fel. 4 ori 7... 0 ori punem la sfârșit. 4 ori 7, 28. 8 și 2. 4 ori 4 și cu 2, 6. 680 metri. Da? De ce ați întrebat?
care-i suma tuturor laturilor? A triunghiului și a... la perimetru, se cheamă. Da, da, perimetru. A dreptunghiului, a triunghiului. Acum ar trebui să aflăm... lățimea una din astea și câte sunt de acestea toate? La... tot patru. Da. 1, 2, 3, 4. Da, noi am sigur. Da, tot 4. Și atunci zicem 15 ori 4 egal cu 4, 5, 20, 4 ori 4 și cu... deci 4, 5, 20, 4 ori 4 și cu 2, cât? 6, 6, da. 60. 60 metri. Și acum, ca să vedem în total... am aflat 740 metri. De 740. Mi-a dat mai mult. 60. Da. 700. Face 0. 6 și 8, 14. 740 metri. 740 metri are... în total. În total. Suma tuturor. Dacă ar fi să împrejmuim cu, să un gard, și să avem exact asta. Am avea nevoie de 740 de metri. 740 de metri, sigur că da. O altă problemă. Suma să se descopere numerele pentru care suma lor este 35. Deci suma ies egal cu 35, iar produsul produsul este egal, atenție, produsul egal cu 35, iar suma lor este 70. Care sunt numerele? Suma 70? Da. Care sunt numerele, așa încât adunate să facă 70, iar înmulțite să facă 35? Ok. Care sunt numerele? Deci adunate... să... și câte numere să ne dea șapte, adunate 70? A, nu știți? Nu. Păcate. Deci să se găsească toate numerele care adunate să facă 70 și înmulțite să facă 35. Care sunt numerele încât toate adunate să facă 70 și înmulțite să facă 35? E asemănător cu cea care am adus atunci, nu? Este asemănător, sigur. Ia să vedem. Care sunt numerele care adunate se facă, să ne dea 70, înmulțite se facă 35. Toate adunate să facă, să ne facă 70, iar înmulțită să facă 35. Am
Deci unul, 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 unul. Da? Oare unul, da. Așa? Oare unul? Plus? Oare? Deci unul, 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 cât vrem de unul, nu? Dar tu trebuie să-mi spui câți de unul. Păi da, cum tu. Așa. De 1. Într-adevăr, 35 de 1 adunați fac 35 și cu 35 ăsta fac 70. Iar ca să spună cât spune, cât de 1 are, a scăzut din 70 pe 35 și ți-ai dat seama cât de 1 pui, nu? Bun. Asta a fost o idee a ta, o soluție dată de tine, dar să știi că mai există o altă soluție. Deci există o altă idee. Noi mi-am văzut foarte bine. Că unor, 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 de câte ori? De câte ori vrei tu? De câte ori vrei tu, mulți cu 35, faci tot 35, da? Da, știu și eu una. Păi mai e una. Știu eu una. Știu eu. Foarte, foarte, da. O altă idee, o altă soluție. Am găsit-o și pe cealaltă. Da. Eu. 7. 10. Da, nu, pardon, 35 la început. 35. Egal cu 5 ori 7 plus, pardon, ori 1, ori 1, și mai departe. Da. Doar că eu la început am început cu 70 ca să văd de câte ori e 1. Am înțeles. Dar acum pot să zici. Nu știi, asta e metoda. Deocamdată nu știi câți de 1 să pui. Da. Nu poți să pui câți vrei tu. Dar acum la sumă, vei stabili imediat. La sumă, 70 egal cu 5 plus 7 plus 1 plus 1 și 5 plus 7 ne dă 13. 12. 12. 12. 12. Și facem 70 minute. Nu, ne-a dat 13, probabil nu s-o bate registrica, ne-am făcut noi. Nu, am greșit eu, trebuia 12. Bun, 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 da, ai înțeles tu? Da. Faptul că ai zis tu 13, probabil că așa am greșit și noi negreșițul anterior, pe undeva, și de ce nu ne mai ești negreșițul? Da. Așa. Și 70 minus 12 ne dă 58. Asta 58. Era următoarea metodă. Asta este, da? 58 înseamnă că ai nevoie de câți de al de 1? Ori. De 58 de ori. Dacă ai și scrie da. Încât să fie de înțeles, ar fi o treabă, da. Da. Ștefania, ce face el? Zice așa. Am să scriu eu. Da, mai bine. Da? Zice așa, că 35 este egal cu 5 ori 7, ori 1, ori 1, cât vrem noi de mulți. Până obosim, putem pune de-al de 1. Dar, da, suma zice așa, că 70 trebuie să fie egal cu acestea adunate. 5 plus 7 plus de-al de 1, 1 plus 1 plus 1, și acum nu mai punem la nesfârșit. Da? Nu la nesfârșit. A, nu, da? N-am văzut acolo. Deci nu punem la nesfârșit pentru că deja știm că 5 cu 7 fac 12. Da. Și cu cine adunat să facă 70? Cu 58. Da. Că 12 și cu 58 va face 70, da? Ăsta e motivul pentru care noi o să adunăm pe al de 1 de 58 de ori. Da.
58 de ori. Și sigur aici spunem că punem de al de 1 de 58 de ori, pentru că așa a fost impus de Ghișiță. Da. Cu alte cuvinte, am găsit două soluții la problemă. Odată când am folosit cu 35 și de al de 1 am completat, cât a fost acolo, am completat de al de 1, nu știu cât, 35, da, 35 da. De 1, da, până la 70, 35 de 1. Și o altă variantă este să scriem 5 ori 7 ori 58 de al de 1, că 5 plus 7 plus cei 58 de al de 1 fac exact 70. 40. Eu să vă mai dau altă problemă în genul ăsta. Da? Zicem așa. Care este... Îmi dă mai suma și produs? Suma da. Și produs. Suma este egal cu 105, iar produsul este... Nu, tu faci de genul tău, da? Nu, fac cu genul tău. Bine, bine. Produsul este? Nu faceți în colise, nu? Am o întrebare. În colise dați... Dați rezultate așa ca, că vă vin sau vă gândiți... M-ai propus acum să... și m-ai întrebat cum fac eu problema, cum o gândesc, da? Doar că aici putem... Eu acum m-am gândit la un număr care să fie produsul la trei numere, 3, 5 și 7. 3 ori 5 ori 7. 15 ori 7, cât face 15 ori 7, 7 ori 5, 35. 5 ori 9, 105. Da. Deci produsul să fie 100, tot 105. Ah, simplu. Deci... Gata, care... O să o fac la tablă. O să o fie la tablă. Deci suma e 105, iar produsul 105. E complicat. Da? Da. Dar nu. E mega complicat. Dacă n-ai cum, la produs, da, 1 ori 105, 105, dar la sumă, 1 plus 105 ne dă 106, nu-i bună. E greșit, trebuie acolo la sumă. Dar nu se poate, chiar. Nu se poate. Deci produsul să fie 105, iar suma să fie 105. Așa m-a dus-o și eu pe aceea care... Deci, și prin varianta ta nu mai merge. Deci gândind ca fiind 105, nu mai merge. Da, că prin varianta lui. La varianta lui, cred că da. Ah, dar știu cum merge. Eu nu fac operații. Capul sus, mai e mei. Bine. Deci ce numere adunate fac 105 și înmulțite tot 105? E că știu! Thank you.
am aflat. 100. Poți să fac la tablă? Poftim, măi, poftim. Și am aflat. De că trebuie să scriu cuzine, de ce mă. Vedeți, ori. Așa. Deci 35 ori. Am pus 35 plus 3. Da. Nimeni. 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 Eu fac pe două modalități, mai e puștiu. 5, 6, 67 de ori. 67 de ori. 67 de ori. Haideți să vedem pentru toată lumea, să explicăm acum cum ai gândit tu. Te-ai gândit așa. Cine mulțit, să dea 105? De fapt, care erau numele care mulțite să facă 105? Însemna 5 ori 7 ori 3. Deci 105 înseamnă 5 ori 7 ori 3. Și zice 5 ori 7, 35 și plus 3 de aici. Și ați zis așa, 35 ori 3 și ori de-al de 1 cât vrei tu de mulțiți, că tot 105, da. Și acum, 35 plus 3 și plus de al de 1, nu nelimitat, ci 67 de al de 1. Că 67 de al de 1 fac 67 și cu 35 cu 3, adică 38, 67 plus 38 face exact 105. Ea a făcut invers. A scăzut din 105 pe 38, pe ăștia doi adunați, ca să vadă câți de al de 1 pune. 67. Sigur că mai este o altă variantă. Știu, știu, știu. Sunt trei, de fapt. Trei variante. Adică 5 ori 7, dar și 5. 5 ori 3. 5 ori 3, care face 15, plus și ori 7. Da. Și mai este și 7 ori 3, 21. Dar este și varianta 5, 7 ori 3. Sunt 4 variante. O să fac eu. Tu? O să fac pe doua. Eu o fac pe aia cu 7. Deci, una aia ai scris-o tu. 35 plus 3, da? 35 plus 3. O altă variantă este 5 ori 3, 15, ori 7. 15 ori 7, ori de 1, cât se poate, poți da? Poți să fac pe aia cu 7? Și din coace ar să fie care alta? 21 ori 5, 21 ori 5, 21 ori 5, ori egal de 1, cât se poate. Dar mai este și 5 ori 7 ori 3. Poți să fac pe aia cu 7? Care? Asta de aici, da? A, da. Hai să, facă Ștefania pe asta. Hai, Ștefania, să o gândim pe loc. Asta, 15 ori 7. Aia cu 5, cu 7 și cu 3 o pot face eu? Da, da, da. Yay. Deci, varianta asta a fost de aici, 35 ori 3, și altă varianta, a doua, prima variantă asta și a doua variantă, Ștefania, este să mergem pe... Păi cât ați zis? Facem 15 ori 7, care dă... 15 ori 7. Dăm 7 și... 105. Da, așa. Da. 105. Și facem... Și ori 1. Ori 1 cât vrem noi de mulți. Da. Și face tot 105. Și acum la adunare zicem 15 plus 7 plus 1 plus 1 și plus de al de 1 vom vedea noi de câte ori.
care să ne dea la adunare tot 105. Tot 105, mai nu? Mai întâi vedem cât... Că-ți facă ăștia 2. Da, așa. 75... 12, 22. Da. Și acum, din 105 scădem pe 22. Da, 105 minus 22. Da. E egal cu 5 minus 2, 3. 0 minus 2, nu se poate, ne-am punctat. 10 minus 2, 8. 83. A, da. Și acum am aflat. 83 egal de 1. 83 da. De 1. Da? 83 de 1. De 83. Așadar, și sus îi fixăm. Nu îi lăsăm nelimitați, 83. Da. Și terminat varianta a doua. Varianta a treia acum. Ia să vedem. O pot face pe aia cu 5, cu 7 și cu 3? Dar mai este una, a fost asta 15, 7. A, și mai aia cu 5. Și 21. 7 ori 3, da. 21, ori 5. Da. Adică 2 din ei mulțim. Da. Da? Deci cât ar veni? Cu Ștefania o gândesc pe asta și tu o faci pe aceea cu... Cu 5 și 7, da. 5, 7 și 3. Da. Am făcut-o deja pe calcul, da. Asta cu 21, nu? Da, cu 21 facem. Deci a treia variantă va fi. Da. 21 ori 5, ori 1 ori 1 ori 1, nu știm de câte ori, putem pune nelimitat, da. Este egal cu 105, da? Și te rog să vii în face Ricky. Așa, și acum 21 plus 5 plus 1 plus așa mai departe 1, nu știm de câte ori, poți să trebuie să aflăm. Exact. Să facă tot 105. Acum, da? Vedem cât face 21 plus 26. Și din 105 scădem pe 26. 27. Da. 9. 2 din 9. 7. 78. 9 de ori. Foarte frumos. Și în sfârșit la patra variantă. Te rog să vii mai bine la patra variantă. Deci este vorba de... cinci, trei ori cinci ori șapte, nu? Trei. Cinci ori șapte. Cinci ori șapte ori trei. Ori trei, da. Egal. Și ori, ori de-al de unul cât vrei tu. Ori unul, ori Nu mai zice. Că aici face 35 și 8, 3, nu-i dă 105. Da, dar înmulțit de-al de 1 ca să fie ideea asta, că și mulțit de-al de 1. Ori 1, ori 1 cât vrei tu de mulți, tot 105 face. Da, dar când la adunăm numele... Păi acum, la adunăm... Ah, bada, că aici... Ca să fie aceeași numele, da? Acum... 5 plus 7 plus 3... Plus 3 plus de-al de 1 cât vrei de mulți... Egal cu, nu chiar cât vrei de mulți, numai cât se completezi pe 105, da? Și acum, aflu? Da. 10 și cu 5, 15. Da. Din 105 scădem... 105 scădem pe... Da. Face... 90. Da, 90. Deci de 90 de ori. Adică pui aici plus plus 1 de 90 de ori. Să mai facem o ultimă problemă. Și acum poate ați descoperit și gustul de a compune voi. Foarte frumoasă problemă, nu? Important este să vă luați câteva numere care înmulțite între ele și fac un răspuns. Bun, avem. Hai să luăm pe 3, 5, 7 și 2. 2, 3, 5, 7. Care înmulțite fac? Ăștia au făcut 105, parcă, ori 2, 210. Și acum spunem, care sunt numerele care înmulțite între ele să facă 210, deci produsul să fie egal cu 210, iar adunarea, suma, să fie tot 210, ca să puneți, crească un moment de panică.
Deci, care sunt numerele care înmulțite între ele se facă 210 și adunate, toate adunate se facă 210. Tot 210. Câte metode? Câte o să găsiți aici? 4. Nu, mai multe. 10. Șapte. Câte soluții veți găsi? Foarte tare. Câte soluții vom găsi? 24. Păi da, că dacă adunăm... Vom face una din soluții. Gândiți-vă, munciți la ea. Trebuie 7. Să găsim câte. Și să le găsiți pe toate soluțiile. Și să le facem. Să le facem, da, da. E foarte tare problema. Am găsit toate... deja una. Și eu. Eu nu știu, patru. Patru? Dintre ele. Nu. Oh, nu. Cred că scapi. Ce faci? Asta e. Asta e. Nu poate dacă nu faci rău. Bună ziua, te s-a înviat. Bine ați venit. Ce faci? Aici, te ții de șoși, da? Da. Asta e marea lui bucurie. Faceți acolo. Nu mai spun. O șoate de asta. Uite, deci problema... Am găsit două. E foarte clar. Deci să se găsească toate numerele care înmulțite între ele se facă 210 și adunate se facă 210. Și toate variantele. Aha. Deci sunt foarte multe variante. Le vreau pe toate. Deci care sunt numerele care adunate... care înmulțite întâi se facă 210 și prima adunate se facă 210. 7? Da. Variante? Da. Sunt mai multe. Da, așa, la o primă vedere, cred că sunt vreo 15 variante. Dacă gândești bine. Deci, cu numărul totalitate luat nu se poate. 210. Că la 210 trebuie să mai adun ceva să facă 210, nu? Deci dacă ar fi 210 ori 1, face 210, dar 210 plus 1 fac 211. 211, da. Mie și numai 9 variante. 9 variante. Una de variante, pe rând ar fi așa. Să ne mulțim pe ăsta și îți dă un număr. 2 ori 3, 6. Ori 5, 30. 30 ori 7. Deci 30 ori 7 fac 210. Și ori 1, cât vrei tu până obosești. Numai că la adunare, 30 plus 7 plus de al de 1, nu până când obosești. De un număr foarte precis ca să-ți dea 210. Adică ăsta fac 37 și din 210 scădem pe 37 și aflăm cât de 1 până. Da? Din 210 scădem pe 37 și vom afla cât de 1. Asta ar fi o variantă când l-am lăsat pe 7 liber. Acum lăsăm pe 5 liber și zicem 2 ori 3, 6, ori 7, 42. Da. Și ar fi varianta 42, fiți voi atenți că e așa de frumoasă problema, 42 ori 5, ori 1, fac tot 210, dar când e vorba să le adun, voi avea control asupra lui 1. Nu voi spune la 1 la nesfârșit. Că să am
42 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. De data asta ăștia fac 47 și văd cât de avionul îmi trebuie ca să completez la 210. Și iar știu cât de ori. Prof, e o oră. Deci, oră. Da? Acum am oprit. Am oprit, deci pe, l-am lăsat pe 5 odată deoparte, pe 7, pe 5, las pe 3, las pe 2. Și urmă iau câte două grupaje. Două și două. Dar ăsta cu ăsta și alte două, ăsta cu celălalt. Și pe urmă o să iau pe toate 4, 3 între ele, înmulțite și celălalt la deoparte. Vedeți câte sunt, eu zic că sunt un număr destul de mare. Vreau toate soluțiile. Faceți finalul, copii? Da. La revedere!